Salutare! Bună dimineața! La noi este dimineața și ia priviți, ne-am trezit în Outer-ul Lotte. Aici este dormitorul părinților și acolo dormitorul copiilor. Copiii deja au ieșit afară, puțin să se joace. Vedeți ce priveliște avem aici, super! Și noi ne pregătim să luăm micul dejun și să chemăm copiii în casă, în căsuța noastră. E frig afară sau nu? E bine? Am pune în priză. Dar ce vrei să faci cu asta? Ai zis acuș? Matei, îmi permiți? Așa, unde era priza? Aici. Am hotărât să mergem într-o scurtă călătorie pentru că acum e pandemie și am vrut foarte mult cu familia să ieșim puțin din afara casei, din afara curții. Nu avem posibilitatea să ne întâlnim și cu alte persoane. Unica opțiune ne-am gândit că ar fi, iată, această căsuță pe roți ca să putem și noi puțin să ne recriem. Chiar dacă noi acum nu avem vacanță, am hotărât weekendul să-l petrecem, uite așa frumos, împreună cu familia. Și de ce nu împreună cu voi? Hai, rămâneți cu noi, mergem afară! Ce face tati? Wow! Pregătiți de drumeții cu bicicleta, da? Vai! Copii, vă place aici? Da! Super, venim și la vară? Da! Oh, ar fi super fain! Este vânt, dar e destul de cald aici. Și e bine, ia priviți aici. Comuna Văratic, Moldova. Super fain, mie îmi place. Vă invităm cu toții în căsuță la micul dejun. Hai, Matei! Să-mi fac o vânt! Dar eu zic să plecăm cu bicicletele în împrejurime. Tati, hai! Ia priviți aici, îl avem pe Matei, ca de obicei, cu puzzle-ul. El adoră puzzle-ul. Mircea, salut! Salut! Ce faci acolo? Colorez niște vapoare. Noi suntem musafiri aici și aceste cârtițe tot ne dau târcoale. Tot vin și tot ronțăi câte ceva. Vom mânca astăzi colțunaș de casă cu cartofi, brânză și cărniță. Dar afară avem o priveliște de vis. Nu mai vrem să plecăm de aici. De fapt, chiar dacă am scris pe Instagram că suntem în Elveția, noi suntem la nordul Moldovei. Și aici avem o localitate unde se spune că este o mică Elveția Moldovei. Odată ce am ajuns aici, am vrut să facem turul nordului Moldovei. Am ajuns în localitatea Văratic și nu mai vrem să plecăm de aici, este foarte frumos. Noi am luat masa și ne pregătim să mergem la o plimbare, să vedem împrejurimile de aici. Da. Avem și lac, și munți, grote, să vedem ce este acolo, poate găsim pe cineva. Cât Mircea face temele la matematică, Melissa curăță fistic, e gustos? Au apărut și internetul, s-a auzit un sunet că am primit un mesaj. În această zonă nu prea avem internet, suntem rupți de la rețelele de socializare. În schimb, ne-am conectat cu familia și ne simțim foarte bine. Sperăm că o să mai revenim în aceste locuri. Da. Este foarte frumos. O priveliște și o atmosferă de neuitat. Matei tot continuă să-mi facă coafura. Mulțumesc, Matei! Coafura cascadă! Coafura cascadă! Da! Cum ți se par surprizele? Super! Ești bucuroasă? Da! Și ție, Matei, ți-a plăcut? Unde sunt căprițele? Acolo! Acolo! Uite ce de multe sunt! Multe! Foarte multe! Melissa, cred că nu ne vom putea apropia prea mult la lebede, pentru că aici e ud! O scoică! Priviți ce mare! Unde? Uite-o! Wow! Încă una! Două! Două scoile! Și acolo ai văzut? Da, acolo! Scoică? Și uitați-vă lebedele cât sunt de mari, dar nu sunt sigură că o să ajungem la ele.
departe am găsit foarte multe scuici de acest fel și mai puține de acest fel. Ia priviți ce multe lebede sunt aici! Dar nu știm dacă reușim să le hrănim. Au plecat prea departe. Iată că au venit! Eu merg cu frâna! Vine tate cu bicicleta! Acolo! Oh! Vai, merg încet, ușor, ușuriel! E cald afară, dar că e vânt. Cum, tati? Bine. Nu, nu ne-a reușit să hrănim lebedele. Și iată că am ajuns la lac și lebedele sunt pe loc. Însă nu știm dacă ajungem până la ele cu pâinea să aruncăm. Bicicletele sunt aici. Scaunelul pentru Matei aici și... mergem la o plimbare cu bicicletele! Da! Mircea, cum te-ai descurcat cu bicicleta? Bine! Matei, salut! Bine, motocicleta! Dar tu, Mircea, ce ai pățit? A crezut! Aici este... traseu formidabil, super fain pentru așa ceva. Cum e la deal? Bine. Mergem spre autorulotă? Haideți. Autorulota noastră este acolo și aici noi am găsit ceva. Ia priviți cum sunt aranjate aceste pietre. Și să vedem ce au citit tate acolo cu Mircea. Au găsit o piatră funerară. Din partea cealaltă, hai să vezi, este o cruce sculptată. Da, este o cruce. Probabil, hai să nu călcăm pe ce mult, că ar putea să fie morminte. Și au fost făcute săpături. Sunt săpături paralele. Și au căutat ceva aici. Da. Și Melisa, ce-ai găsit acolo? Cred că au căutat o seminte. O seminte. Melisa a găsit un craniu de capră sau nu știu ce și s-a speriat. Cum a fost călătoria cu rucsacul, cu scaunel? Să știi că e o idee foarte bună. Pe Matei, practic, nici nu l-am simțit. O stat așa în spate, nu trebuie să-l țin de picioare, să am grijă să-l țină bine de mâini. Și mâinile sunt libere, cel mai important. Da. Și-a ridicat și bicicleta. Matei, cum a fost, bine? E bine acolo sus la tate. Cobori jos, Matei? Noi recomandăm acest rucsac. Nu. Matei, cobori jos? Pentru că este foarte comod. Nu vrea să cobori jos. Super! Da, avem drum, mergem mai departe la Orhei! Și încă o dată, bună! Iar acum vă invităm împreună cu noi să vedeți apusul soarelui! E frumos, nu? Cum vi s-a părut, copii, ziua de astăzi? Super! Bravo!